ori 111. 23 ori 111. Este egal cu 23 ori paranteză. Așa. 23 ori paranteză. Nu scris greșit. 23 ori paranteză 100. Așa. Plus 10. Da. Plus 1. 1. Și este egal cu 23. Da. Urmat de câte 0? Plus. 23 urmat de câte 0 ori? 23 ori 100, da? 23 ori 100. E de 23 ori 100, nu? Acum scuzați-mă. Nu-i problemă. Nu-i cam mult. Am greșit. 23 ori 100 plus 23 ori 10. 23 ori 10 și plus 23 ori 1. Da? Cum dictez, că eu nu mă încurc. 23 ori 1. Da, plus 23 ori 1. Este egal. 23 plus 100, 20. Nu, nu, e ori 100. Ori 100. Este egal cu 2300. Corect. Deci egal cu 2300 plus. Plus. 23 ori 10. 230. Că punem după 23 ori 1, 23 ori 1, 23 și punem 0. Da? Și face 230 și plus 23 ori 1. 23. Ei, să vedem și cum. Este cam cum. 2300 plus 230. Este egal 0 plus 0, 0, 0 plus 3, 3, 2 plus 2, 4. Deci adunăm peste 2 întâi, da? Da, și apoi le adunăm pe... Și până punem 23. Deci bun. 400... sau 200? Nu știu. 400. Eu am zis așa că 0 plus 0... Face 0. Am înțeles aici 0. L-am cuvinte, da? 0 plus 0 egal cu 0. Apoi 3 cu 0. 3 cu 0, 3. Da. 2 cu 3. 2 cu 3. Suntem la sute. 2 cu 3. Sute de aici, sute de aici. 2 cu 3, 5. Așa. Și la mii, aici nu avem. 2 rămâne 2. Da? Și plus 23. Plus 23. Și este egal cu? 0 plus 3, 3. Da. 3 plus 2, 5. Da. 5 plus 0, 5. 2 plus 0, 2. Așa. Cât este rezultatul? 2553. 2553 este excelent, corect. Deci vezi? Ce aș putea să remarc aici? Că atunci când avem un număr mai dificil, mai lung, trebuie să-l desfășurăm, să scriem desfășurat. Iar înmulțirea se face pe urmă a celui din față cu toți termenii. Și știm să facem înmulțirea cu 10, cu 100, 10 și unități, da? Știm să facem înmulțirea asta. Și atunci ne reducem la o adunare pur și simplu și totul este excelent. Mai facem pe asta. S-a făcut o oră aproape, gândesc eu. Da? Obosit, da, asta văd. Deci, mai este ora 8 și 2 minute. Noi trebuie să avem grijă ca o idee Noi adulții ne luăm cu vorba, dar ei sunt copii, de aceea sunt 50 de minute maxim. 50 de minute. Deci nu poți să ții pe copil întins așa. El are entuziasmul acela, dar trebuie să odinească, să facă pauza. Da, mintea nu mai... Sigur că da. Da. Este o presiune formidabilă făcută asupra lui. Așadar, facem încă mai cu asta și pe unul te las pe tine. Fac 23 ori. Spuneți cu mama. Te las în sensul că facem pauză. Oprim lecția asta, în sensul ăsta. Nu prea ești încântată, după cum dau seama, dar nu uit niciodată, pentru mine o să fie o amintire care o să rămână pe veci. Aceea când prima dată, cu câtă dificultate ai venit și cu câtă greutate pleca. Adică nu se dă adusă, pur și simplu. Mai facem încă unul, mai facem încă unul. 23 ori 202. 23 ori 202. Egal cu... De-unde îmi scrisea cu... A, îmi scrisea ce-a văzut ușa. Ușa unde e aia cu 101. Așa. Ia să vedem, scris 23 ori 202 și ne oprim. 200. O să fie simplu ca buniză. Da, simțim că putem face. Deci 23 ori 202 este egal cu... 20... Este egal cu 23 ori... Ori, paranteză, 200 plus 22. Plus 2, corect. Și este egal cu... Și este egal cu... Ca aia de mai devreme. Cu 23 ori 200. Așa. Și 23 ori 200. Plus 23 ori 2. Și este egal cu... Este egal. Când a fost ori 100, am pus 20 ori, dar aici este 200. Dacă am ști să facem înmulțirea asta 23 ori 2, am pune la sfârșit 20 ori. 23 ori 2. Adică 2 ori 23. Adică ar fi 23 plus 23 cât face. Ia să vedem. 46. Foarte bine. Foarte bine. 46. Și punem la sfârșit 20 ori. Și iată rezultatul. 4600 plus 23 ori 2. Plus 23 ori 2. 2 ori câte? 23. Tot 46. Da? Plus 46. Și este egal. Ia să vedem. 4600 plus 46. Este egal. 0 plus 6, 6. Corect. 0 plus 4, 4. Corect. Și 4 este 4. Și 6 ăsta nu sunt la sute, nu avem cu ce aduna. Dar că este un pic mare, nu mă dă tot. 6 este 6, 4 este 4. Corect. Cât este rezultatul? 4646. 4646. Dragilor, ați văzut, dacă ea mi-a permis, eu aveam în minte doar să mă opresc la Tabla Inmultirii. Dar dacă mi-a oferit șansa să urc mai sus, am făcut ce lucruri importante. Înmulțirea cu 10, cu 100, da? Și cu 1000, chiar și cu 1000 am făcut. Adică la sfârșit acolo punem un 0, 2 sau 3. Este minunat să întâlnești copii care te urmăresc, care au inițiativă, vin, intri în dialog și simți că lecția ta crește de la o minută la altul, de la o etapă la alta. Așadar, Eliza, să le spunem prietenilor noștri să urmărească și această lecție, că vor avea, da? Vor avea niște lucruri foarte frumoase. Ce să le spunem? Seară bună! Seară bună, la revedere! Să nu uite să dea like și share, să spun la toți prietenii. Spune Mario așa, când mergeți pe stradă, vă opriți, spune că există proful online. Nu știați de asta, vă spun eu. Să spuneți și la cumetri, și la film, și așa mai departe. Peste tot, pentru că așa merită să ajungă la lecțiile acestea și să se bucure și ei. La revedere, dragilor! Pe curând!